Acest meeting, să spunem, sau această întrunire, este o întrunire care a adunat, din câte văd eu, foarte mulți suporteri petroliști care suferă alături de această echipă. Și este un lucru meritoriu. Cu acest prilej țin să mulțumesc celor care au venit și sunt în asentimentul nostru al celor care suntem legați sufletește de această echipă și sperăm să atragem atenția asupra ceea ce se întâmplă la Clubul Petrolul. Ce speranță avem pentru băieții de la echipă în perioada următoare? Băieții de la Petrolul trebuie să ne arate că sunt alături de suporteri, conștientizează că acest club trece printr-un moment delicat și trebuie să-și facă datoria pe teren și să ne aducă acolo pe stadion prin prestațiile lor.